Marco Bergamo, cunoscut sub numele de Monstrul din Belzano, a fost un criminal în serie italian care a ucis numai puțin de 5 femei între anii 1985 și 1992. Încă din copilărie, Marco a avut probleme de vorbire. Se bâlbâia, iar mai târziu a devenit obez și sufera de o boală de piele. Toate aceste lucruri l-au transformat într-un introvertit timid. La acest capitol era nevoie de intervenția părinților. De aceea e bine să fii atent la copilul tău cum evoluează și să încerci să-i fii alături de fiecare dată. Însă se pare că Marco a trebuit să treacă prin aceste lucruri singur fără suportul părinților. Ulterior, el își făcuse un obicei prin a colecta lucruri sau obiecte care erau destul de periculoase pentru vârsta lui. După ce a început să lucreze ca sudor și tâmplar, la vârsta de 26 de ani, în mai 1992, din cauza unei probleme medicale, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unuia dintre testicule. Marco a ucis 5 femei, inclusiv o studentă și 4 prostituate. Totul începe cu prima lui victimă, Marcela Casagrande, o tânără care a fost găsită decedată în propria casă. 6 luni mai târziu, pe 26 iunie, o femeie în vârstă de 41 de ani, profesoară la liceu, care însă practica și prostituția, a fost găsită lângă o garsonieră pe stradă, decedată, iar lenjeria intimă îi fusese furată. În plus, pe corpul ei au fost găsite mucuri de țigară, precum și prezervative folosite. După 7 ani, în anul 1992, alte 3 femei au fost găsite decedate. Pe 7 ianuarie, trupul neînsuflețit al lui Renat Roche, în vârstă de 24 de ani, a fost găsit într-o parcare pustie în zona Bolzano. Câteva zile mai târziu a fost găsit pe mormântul ei un bilet pe care scria: îmi pare rău, dar ce am făcut trebuia făcut și tu știai asta. Adio Renat, semnat M.M. Pe 21 martie, Marco atacă din nou. De această dată, o altă femeie cu numele Renat, în vârstă de 19 ani, o fată blondă din Milano care în timpul nopții a acceptat să se urce într-o mașină care mergea în aceeași direcție cu ea. Trupul ei a fost găsit de către polițiști a doua zi. Marika Zorzi. Ea a fost găsită pe drumul care duce la Monte Pozze. Însă aceasta avea să fie și ultima crimă comisă de Marco. El a fost oprit de 2 ofițeri de poliție după ce a părăsit Bolzano în jurul orei 6 dimineața, la scurt timp după crima din 6 august 1992. El a pretins că vine dintr-o direcție diferită pentru a nu crea suspiciuni, însă scaunul pătat al mașinii, care avea și căptușala ruptă, a ridicat suspiciuni în rândul polițiștilor imediat. Aceștia au început să controleze mașina și au început cu portbagajul, unde au găsit un lucru care l-a pus sub acuzare imediat. Ei au găsit în portbagajul acestuia un document al ultimei sale victime. De asemenea, oglinda lui retrovizoare lipsea din mașină și a fost găsită la locul crimei. Marco, pus în fața judecătorului, a recunoscut inițial că a fost vinovat doar pentru 3 dintre victime. El a negat apoi că ar fi avut vreo legătură cu ultimele 2. Instanța însă, din cauza similarității între toate cele 5 cazuri, l-a acuzat pe Marco de toate cele 5 crime. Marco a fost considerat ca fiind deplin conștient de acțiunile sale. În ziarele locale au început să apară diverse teorii despre personalitatea lui Marco. Ancheta a fost încredințată de curtea de judecată către 4 experți, ei ajungând toți la concluzii diferite. Tot ce a făcut din pură plăcere, iar după prima crimă a descoperit că acest lucru îl satisface. Nu știu dacă a fost o coincidență sau nu, el ura femeile și a fost condamnat chiar pe 8 martie 1994, chiar de ziua femeii. Marco a susținut în continuare că el a omorât doar 3 dintre victimele găsite de polițiști și a avertizat că celelalte 2 persoane au fost omorâte de altcineva, o persoană poate chiar mai periculoasă decât el. Tatăl lui Marco, în vârstă de 72 de ani, după toate cele întâmplate cu fiul lui, a decis să-și pună capăt zilelor în podul casei lui. După ce a petrecut 24 de ani în diverse instituții din cauza unor probleme legate de securitatea maximă, din 15 februarie a fost transferat la închisoarea din Bolate, a 2-a închisoare din Milano. În luna mai, șefii departamentului de administrație a penitenciarelor
aranjaseră transferul acestuia într-o închisoare de reabilitare unde fiecare deținut își poate ispăși pedeapsa conform unei filozofii de recuperare a conștientizării de sine ce evaluează obiectivele și așteptările. În 2005, Marco primește permisiunea de a părăsi închisoarea. Această veste a șocat întreaga Italie. Dar nu vă faceți griji, așa cum s-a presupus, era doar o ipoteză. În vara anului 2008, el ar fi putut să facă o cerere pentru eliberarea condiționată, însă această cerere, evident, a fost refuzată. În anul 2014, Curtea de Apel din Bolzano a revenit asupra cazului lui Marco, dar a trebuit să respingă cererea și de această dată. De altfel, Marco oricum nu s-ar fi putut bucura de acest privilegiu, pentru că în Italia legea nu permite reduceri de pedeapsă sau eliberarea condiționată pentru sentințe definitive pe viață. La 51 de ani, în timp ce își ispășea pedeapsa în închisoarea din Milano, Marco i-a cerut directorului penitenciarului să fie transferat la un spital de urgență. Acolo s-a constatat că el dezvoltase o infecție destul de gravă la plămâni, care după 10 ani l-a trimis într-o comă din care nu s-a mai trezit niciodată. Atât am avut pentru voi astăzi, nu uitați să vă abonați, să prindeți clopoțelul de notificări și să dați un share prietenilor voștri care pot fi interesat de acest episod. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat deja la acest canal, atât am avut pentru astăzi, eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!